Bună seara, sunt Bogdan Stănescu și chiar dacă lumea nu e perfectă, e cu siguranță frumoasă și provocatoare, mai ales văzută prin ochii visătorilor și artiștilor. Lumea nu este perfectă, așa se numește expoziția pe care vă invităm să o vizitați la Galeria Galateca. Paula Selling ne cheamă să descoperim puterea vindecătoare a muzicii. Andra Hera ne propune să ne testăm talentul în scenaristică, iar Catinca Drăgănescu și Alexandru Ivănoiu ne povestesc despre cel mai recent spectacol de la Teatrul Masca. Toate acestea, dar nu numai, în următoarele 50 de minute. Începe Jurnalul Cultural. Jonathan Lasker, pictură din 5 decade, e titlul expoziției propuse publicului de Muzeul de Artă Recentă. Evenimentul face parte din programul dezvoltat în ultimii 5 ani, în care artiști internaționali de prestigiu sunt aduși să expună în România. Muzeul de Artă Recentă ne-a obișnuit cu manifestări consistente, din care nu lipsesc artiști de anvergură internațională. Un exemplu este și artistul Jonathan Lasker, care a adus la București 15 picturi reprezentative pentru creația sa din ultimele 5 decenii. Această expoziție, intitulată Picturi din 5 decade, artistul Jonathan Lasker, este găzduită la Mare, începând cu data de 20 februarie. Reprezintă o portiță către arta contemporană internațională. Începând cu anii 80, Jonathan Lasker a fost unul dintre artizanii unui fenomen ce încerca să recupereze importanța picturii. Jonathan Lasker revine la pictură și încearcă să repoziționeze pictura acolo unde considera că este locul, încercând să prezinte în picturile sale niște puzzle-uri formate din forme, texturi, culori și linii. Expoziția face parte din programul desfășurat de Muzeul de Artă Recentă, care își propune dezvoltarea aptitudinilor curatoriale și beneficiază de o finanțare SEE prin programul RoCultura. Muzeul are 5 niveluri, dintre care 3 sunt interetaje, cum le numim noi, dar de această dată Lasker și lucrările sale sunt expuse la etajul 3 în mare majoritate. Adică vom găsi și la 0,5, la 1,5, la 2,5, dar și la etajul 3 lucrări de Jonathan Lasker. Panotarea eficientă reușește să dea o imagine clară asupra evoluției mijloacelor de expresie ale lui Jonathan Lasker. Ele au fost repartizate încercând să surprindem nu atât un fir cronologic, acesta există, pentru că, așa cum spuneam, titlul expoziției este picturi din 5 decade, adică avem 5 decenii care sunt reprezentate de lucrări din expoziție, dar mai degrabă firul expoziției este unul vizual. Așa cum aminteam și mai devreme, e ca un puzzle pe care îl alcătuim nu noi, ci îl dăm spre alcătuire vizitatorului. Vizitatorul vine, vede expoziția și cu elemente, motive din lucrări, poate să-și alcătuiască propria imagine asupra artei lui Jonathan Lasker. Nu lipsește nici elementul ludic, cel care îl antrenează pe privitor. Lucrările lui Jonathan Lasker sunt, ca să citez curatorul expoziției, Erwin Kessler, sunt ca niște grădini picturale. Și ele au și un element ludic, au și un element care duce spre o imaginație profundă, bogată. Accentul pică pe ideea aceasta de regăsire a elementului pictural primar într-o perioadă, așa cum ziceam, în care pictura în domeniul artistic era decăzută din drepturi și asta cred că e cel mai important, să privim texturile și culorile. Bogăția de texturi și culori primează la Jonathan Lasker. Expoziția rămâne deschisă publicului până pe 11 mai la Muzeul de Artă Recentă din București. Pe 7 aprilie, de Ziua Mondială a Sănătății, va avea loc un eveniment extraordinar, Muzica Vindecă, în care va fi evidențiată legătura dintre muzică și starea de bine a organismului. Spectacolul va fi deschis cu un discurs al medicului Daniel Coriu. Va urma un repertoriu de muzică clasică, lucrări foarte cunoscute, în interpretarea orchestrei New Hope, dirijată de Octavian Lup. În partea a doua va urca pe scena Ateneului Român solista și compozitoarea Paula Selling, acompaniată de orchestra New Hope. Pentru detalii despre acest eveniment, Paula Selling se află acum alături de noi. Bună seara! Bună seara! Bine, mulțumesc foarte mult că ai venit! Eu bine ai venit la Jurnalul Cultural! Este
primul episod al întâlnirilor noastre, pentru că trebuie prima să promis oară. De la început că vei veni și ne vei povesti așa când vei avea proiecte importante, uite cum cu e acesta. Tot sufletul, sunt onorată că sunt aici și vă mulțumesc tuturor pentru ocazia de a vorbi despre acest eveniment cu totul și cu totul special. De fiecare dată o bucurie pentru mine să cânt alături de orchestra New Hope, orchestră ce își propune să se adreseze prin maestria sa împreună cu Octavian Lup, cel care este tăticul orchestrei acesteia, să se adreseze celor vulnerabili. Așa se va întâmpla și în timpul concertului nostru de pe data de 7 aprilie, când chiar în public vor fi câțiva tineri ce se luptă cu dependențe, dar și persoane cu dizabilități. Noi invităm întregul public ce vrea să simtă un arc, dacă vrei, un arc istoric de la Bach la muzica pop-simfonică a zilelor noastre. Pentru că va fi un repertoriu foarte variat. Eu am mai cântat alături de ei în diverse contexte, spre exemplu, în perioada în care atât oamenii internați în timpul pandemiei, cât și medicii aveau nevoie de un gând bun. Noi am mers să le cântăm. Am cântat chiar în curtea spitalului Matei Balș în timpul pandemiei, încercând să le arătăm să le arătăm recunoștința noastră pentru tot ceea ce au făcut pentru noi. Și în plus, pentru că muzica are această funcție vindecătoare și poate e un pic pretențios spus, acest dar vindecător, același lucru ne propunem să facem și chiar cu ocazia Zilei Internaționale a Sănătății. Asta voiam să, așa voiam să începem discuția noastră cumva despre legătura asta între muzică și sănătate, despre momentul în care poate că ne e un pic greu. Și în momentul în care muzica apare și o auzim, brusc lucrurile devin mai frumoase. Mi-aduc aminte, apropo de perioada urâtă a pandemiei, că în Italia a avut loc un concert care s-a numit Muzica Unește și se cânta din balcoane și se cânta de pe clădiri și se cânta pe străzile pustii și toată lumea era unită de muzică. Uite că și atunci, și acum, și pe 7 aprilie, efectul va fi același. Același. Da, muzica are puterea să schimbe dispoziția și schimbându-ți dispoziția, starea de spirit și, până la urmă, starea mentală, devii mai puternic. Și automat te simți automat mai bine. Te simți mai bine. Sunt alese pe sprânceană lucrări deosebite. Nu vă divulg foarte multe pentru că nu vreau să vă stric surpriza. Ceea ce pot să vă spun este că vor fi lucrări pe care publicul le va savura, atât în prima parte, care este dedicată muzicii culte, cât și în a doua parte, unde voi interveni și eu. Așa. Prin piese și prelucrări ce fac cumva conexiunea între cele două lumi. Dar ți-a fost greu să alegi cântecele pe care le vei prezenta? Foarte greu. Totuși este templul culturii și într-o zi specială. Și o zi specială. Și e un eveniment special, pentru că și tema este... Da, mi-a fost foarte greu, dar sunt toate piese cu mesaje puternice și extrem de înălțătoare. Și cu linii melodice ce îți dau starea de bine. Hai să vorbim puțin despre momentul în care și cui a venit ideea acestui spectacol, acestui eveniment, acestui concert, cum să-i spun, și despre colaborarea ta cu New Hope. Este o orchestră care știu că a mai fost implicată în proiecte legate atât de sănătate cât și de artă. Nu sunteți la prima colaborare. Nu suntem la prima colaborare. De fapt, noi am avut un parcurs foarte frumos. Am cântat la Spitalul Județean Bistrița, la Spitalul Județean din Craiova, am cântat la Filarmonica din Satu Mare, în Negreștoaș și, după cum spuneam un pic mai devreme, chiar în curtea Spitalului Matei Balș. Vinovatul principal, căruia îi mulțumesc foarte mult și care a făcut un gest pentru mine uluitor la un moment dat, și n-am să uit niciodată, am să vă povestesc, așa pe scurt, este Octavian Lup. El este un violoncelist de o sensibilitate și o tehnică uluitoare. Mie îmi face o deosebită plăcere să-l ascult și o onoare uriașă să pot să cânt alături de el și de orchestra New Hope.
Și trecând așa ca o picanterie, dacă vreți, mă ajutați să cumpăr un instrument de mare calitate și de mare însemnătate cu ceva foarte important pentru mine. Deci și mulțumesc. E o prietenie, o prietenie mai mult decât mai mult. O colaborare, deja e o prietenie, ceea ce e mare lucru. Hai să depășim cumva momentul 7 aprilie, concertul s-a terminat, evident va fi un mare succes. Doamne ajută, vă așteptăm pe toți. Așa faci. La ce oră? La ora 19. La ora 19. 7 aprilie. 7 aprilie la 7 seara. La 7 seara. Hai să vorbim puțin despre cariera ta. Unde ești în momentul de față? Ce pregătești? Știu că pregătești un turneu. Pregătesc un turneu. Până la turneu vreau să-ți spun că am lansat o piesă foarte sensibilă, așa, dedicată tuturor mamelor pământului, în care pentru prima oară joacă fiica mea și mama mea. Cântecul se numește Inima ce inimă mi-a dat, va fi interpretat pe 7 aprilie. V-am spus, am uitat că nu trebuie nimic, să spun. Nu-i nimic, un pic așa trebuie așa. Să le spunem. Cântecul va fi interpretat alături de cântecele pe care le-am ales pe sprânceană din repertoriul spiritual, mai precis cântece bisericești și pricesne, în turneul ce începe pe data de 11 aprilie. Pe 11 aprilie începem să mergem prin Europa și dacă îmi permiteți și avem timp, aș vrea să spun unde. La Frankfurt pe 11 aprilie, Amsterdam 12, Londra 13, Dublin 14, apoi o mică pauză până pe 18 aprilie când mergem la Nisa, Paris 19, Viena 20 și Torino 21. A, deci este un turneu european serios. Dedicat Sfintelor Sărbători de Paște. A fost greu să reușiți să organizați un asemenea turneu, pentru că nu e ușor, în primul rând, nu e ușor pentru tine, fiindcă bănuiesc că e destul de obositor. Mergeți este. Din oraș în oraș. Este foarte obositor, dar este extraordinar de frumos. Ne întâlnim cu oameni care își doresc să prindă o bucată din acasă, prin cântecele pe care le prezint lor, cu atât mai mult cu cât sunt cântece vindecătoare, pentru că, iată, vorbeam despre exact. Muzica ce vindecă. Piesele cu caracter spiritual, cele bisericești, au darul de dublă rugăciune, dacă vrei. Odată prin prisma versurilor care asta sunt și prin muzica ce este extraordinar de liniștitoare și înălțătoare. Ce face compozitoarea Paula Selling? Acum, vai, ce frumos sună! Păi nu? Am studiat mult pentru... Da, e adevărat, am zis și în introducere. Da. Solista și compozitoarea. Ce mai compui? Ce teme te mai... Păi iată, piesa Inima ce inimă mi-a dat, despre care e compusă spuneam, de tine. Am compus-o împreună cu Alexandru Gorgos, împreună. Acum am mai scris o piesă ce se numește Ploaie de vară, ce urmează să fie lansată. Multe dintre piesele lansate în ultima perioadă mi-aparțin și lucrez așa, ca un șoricel de studio. Îți place mai mult să-ți cânti propriile compoziții? Adică ți-e mai simplu, nu că-ți place? Eu nu caut niciodată ce e simplu. Așa, ca să fie clar pentru toată lumea. Exact. Mie îmi place să mă complic. Și ca să mă complic, îmi și scriu piese și întotdeauna mi se pare că nu sunt suficient de bune ale pe care le scriu eu. Serios? Da, pentru că mie mi se pare de multe ori că aș putea mai mult. Așa că mă adresez de multe ori unor compozitori ce vin cu un suflu nou și fac în așa fel încât să pot să dau vocii mele și alte nuanțe și alte stări și alte interpretări. Un minut mai avem din discuția noastră, fiindcă, uite, timpul trece repede. Aș sta până mâine de vorbă cu tine. Pe de asta ți-am spus, e primul episod, urmează da? Și vin și următoarele. Urmează și un podcast, nu? Că tot e la modă. Așa, exact, acum, da. Da. Care sunt, nu știu, temele care te atrag cel mai mult în momentul în care tu compui? Ce te inspiră? Te inspiră o situație de moment? Te inspiră, nu știu... Povestește-mi un pic, 30 de secunde 30 de... avem. Mie îmi place să cred că viața este mult mai mult decât ceea ce se vede. Așa. Și că viața nu e doar aici. Și îmi place să surprind în dublu sens aceste lucruri. Tu aparent citești ceva, da. Dar în spatele acestor lucruri sunt alte lucruri. De exemplu, Dor în destin este un cântec creat, versurile create pe valsul numărul 2 de Șostacovici, îl puteți găsi pe canalul meu de YouTube.
care se referă la asta și sunt multe alte piese cu dublu sens sau triplu sens pe care le veți descoperi în repertoriul meu. Compui mai ușor, și asta chiar e ultima întrebare, sau scrii versuri mai ușor? Nimic nu e ușor. Nimic nu e ușor. Spuneai că faci lucrurile, exact. Lucrurile complicate. Mulțumesc foarte mult că ai venit. Succes pe 7 aprilie. Le reamintim telespectatorilor. 7 aprilie la ora 7 seara Ateneul la Ateneul Român. Acolo te vor putea asculta. Succes în turneul ăsta senzațional și poate vii să ne povestești cum a fost și ne aduci și poze. Așa fac. Mulțumim foarte mult. O seară frumoasă. Mulțumesc. La București, la Galeria Galateca, expoziția de gravură și fotografie Lumea nu este perfectă a dat startul manifestărilor culturale din cadrul proiectului Phantom 30. Expoziții, conferințe și dezbateri vor avea loc pe parcursul acestui an în București, la Goethe Institut și la Galeria Galateca, dar și la Muzeul de Artă din Constanța. Expoziție aniversară la Galeria Galateca din București. Pe Simeze, Lumea nu este perfectă. O expoziție ce cuprinde o selecție din colecția Phantom, de gravură și fotografie. Cu o istorie de aproape 30 de ani, Galeria Asociației Culturale de Utilitate Publică Phantom, cu sediul în Berlin, prezintă și susține artiști și proiecte internaționale de artă din Europa. Din anul 1991, o atenție deosebită este îndreptată asupra prezentării și contactului cu artiștii din România. S-a construit o comunitate culturală, așa numită comunitate a idealiștilor, care cred în importanța educației și a culturii în societate. Au creat un dialog între generații, între artiști, scriitori, muzicieni și istorici, oameni de cultură deschiși la dialog și dezbatere. 2 luni jumătate, 3 luni pe an, această galerie este rezervată pentru rezidenție din România. În schimb, ne-au invitat să prezentăm acești 30 de ani povestea Phantom în Galateca și la Institutul Goethe și, dat fiindcă Anca este o maestră a gravurii, ne-am decis să expunem aici, din colecția noastră personală, o serie de gravuri. Prin această galerie s-a creat și o editură. Avem proiecte de carte pe teme istorice, pe teme beletristice. Avem cam multe planuri, dar cred că cel mai important lucru este să păstrăm spațiul nostru liber și de rezidență din Berlin și ca oameni mai tineri să preia ștafeta. Proiectul Phantom 30 cuprinde o serie de evenimente ce vor descrie traseul și parte din activitatea celor 30 de ani de existență împreună cu partenerii săi, Goethe Institut, Galeria Galateca și Muzeul de Artă din Constanța. Ultimul moment al acestui proiect se va desfășura la Muzeul de Artă Constanța, cu expoziția Gânduri Comune, în luna decembrie, în care se vor regăsi lucrări de artă contemporană românească expuse în Galeria Phantom din Berlin, în cadrul programului Rezidențe Artistice pentru Artiști Români și a parteneriatelor cu Galeria Galateca. Expoziția din cadrul Galeriei Galateca poate fi vizitată până în data de 13 aprilie 2024. Aflăm acum ce evenimente și ce personalități au marcat această dată. Grație zilei de azi, reușim să ne păstrăm o parte din inocență și din inspirație, pentru că pe 2 aprilie, în anul 1805, s-a născut Hans Christian Andersen, unul dintre cei mai cunoscuți scriitori de literatură pentru copii. Basmele sale au inspirat piese de teatru, balete, opere, filme, dar și subiecte din arta plastică. Andersen a căutat surse de inspirație în călătoriile sale. Unul dintre aceste drumuri l-a condus chiar către România. Experiențele sale peste mări și țări au fost redate în jurnalul de călătorie intitulat Bazarul unui poet și în volumul autobiografic Povestea vieții mele. Pe 2 aprilie, acum 184 de ani, s-a născut Émile Zola, unul dintre cei mai cunoscuți romancieri francezi. Rămâne principalul exponent al naturalismului francez și european. Este autorul scrisorii deschise J'accuse din 1898, adresată președintelui Franței. Faima de scriitor a rămas peste veacuri, iar în secolele 20 și 21 au fost ecranizate unele dintre cele mai importante romane ale sale.
Pe 2 aprilie este și ziua de naștere a scriitoarei, jurnalistei și traducătoarei Gabriela Adameșteanu. A fost redactor șef al unei importante reviste de analiză politică și culturală, dar și al unui supliment cultural. Opera sa literară nu a fost evitată de regizori, romanul Dimineață pierdută fiind montat în anii 1980 de către Cătălina Buzoianu la Teatrul Bulandra. La mulți ani! Tot pe 2 aprilie s-a născut și actrița Manuela Hărăbor, cea care a afirmat despre munca în arta sa: "Nu îmi fac planuri niciodată. Încerc să îmi îngrijesc sufletul și trupul pentru a fi pregătită în orice clipă să primesc ce mi se așterne." La mulți ani! 2 aprilie este și data nașterii lui Vasile Martinoiu. Marele bariton a reușit să facă din lumea întreagă o scenă de pe care întotdeauna a primit aplauze nesfârșite. La mulți ani! Cursul neconvențional de scenaristică Meaningful Scripts, inițiat de regizoarea și scenarista Andra Hera, revine cu o nouă ediție care va începe în data de 20 aprilie. E un curs neconvențional pentru că te provoacă să explorezi relația cu tine însuți, cu trecutul tău, cu experiențele care te-au marcat. Cum a început acest proiect și de unde vine succesul lui, aflăm chiar acum, chiar de la Andra Hera, scenarist, regizor și mentor. Bună seara. Și mulțumesc foarte mult că ai venit în Jurnalul Cultural să vorbim despre scenarii, despre idei, despre imaginație, despre talent. Da, ducem lipsă de scenariști? Sau cum a apărut, cum te-ai gândit și când te-ai gândit că e nevoie de cursul ăsta pentru a învăța pe oameni cum să scrie? În primul rând, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur foarte mult să fiu aici și să vorbesc despre proiectul ăsta care e foarte important pentru mine. Cum a apărut ideea acestui curs? E o poveste un pic mai lungă. Protagonista din documentarul meu, În mijlocul meu, vocea, care a fost nominalizat anul trecut la, în 2022, la premiile Gopo, nu? La premiile Gopo. Așa. Octavia m-a întrebat la un moment dat dacă n-aș vrea să fac un curs de scenaristică pentru că și-a dorit să învețe cum să scrie un scenariu. Lucrul ăsta venind după ce noi avuseserăm destul de multe discuții despre ce înseamnă cinemaul, ce înseamnă să faci film. Lucru care îi trezea foarte mult curiozitatea. Și în momentul ăla cred că mi-am pus prima dată problema dacă aș vrea să fac lucrul ăsta. Iar asta a coincis cu o schimbare destul de importantă în procesul meu creativ. Așa. Pentru că scriam de ceva vreme la scenarii, scriam de ani buni deja la scenarii și simțeam cumva că într-un anumit fel merg cu frâna de mână trasă. Știi, scriu, dar de fiecare dată chestionez foarte mult ceea ce fac, de fiecare dată mă blochez în această întrebare dacă e suficient de bine ce fac. N-aveai încredere în tine totală sau despre ce era vorba? Cred că, da, era vorba inclusiv de o lipsă de încredere că ceea ce scriu e suficient de relevant, suficient de important, că are valoare și pentru altcineva. Lucrând cu mine destul de mult, pentru că la un moment dat m-am oprit și am zis, ok, hai să vedem ce nu merge și am început și să lucrez. Și ce pot să fac. Și ce pot să fac. Și am început să lucrez pe zona asta de dezvoltare personală, da? În momentul în care Octavia mi-a pus întrebarea asta, practic, deja în mine se întâmplase o schimbare fundamentală. În sensul în care am simțit că procesul meu creativ s-a deschis, s-a îmbunătățit, a devenit mult mai fluid. Că cumva am ajuns să scriu dintr-un loc care era definitoriu cumva pentru cine sunt eu. Scriai mai greu și după acest moment cumva ai constatat că lucrurile se întâmplă cu mai mare ușurință? Și asta, dar și subiectele pe care le alegeam, într-un fel simțeam că nu sunt suficient de aproape de mine și că le aleg mai ales pentru că sunt povești interesante. Asta voiam să te întreb. Un scenarist, în momentul în care hotărăște că urmează scenariul X, se gândește cumva pentru el e mai relevant, apropo de Meaningful Scripts, e mai relevant să, cum să spun, povestea să fie mai aproape de el sau se gândește la subiect din punctul de vedere al publicului? Cum va fi primit? Depinde de la caz la caz și cred că în foarte mare măsură scenariștii se gândesc
E suficient de interesantă povestea asta? E suficient de spectaculoasă? Chiar dacă pentru tine ca scenarist e suficient de spectaculoasă? Probabil că în primul și în primul rând îți pui problema cum va fi receptat. Exact. Sii? Pentru mine însă lucrul ăsta nu funcționa. Și atunci am început să mă uit înăuntru și nu în afară. Dar hai să vorbim puțin despre acest scenariu relevant. Uh-huh. Ce înseamnă un scenariu relevant? Exact cum spuneam, poate pentru mine ceva este extrem de important și cred că e relevant, poate pentru celălalt. Cum fac cei care vin la cursul tău să-și dea seama dacă povestea pe care ei o vor spune interesează sau nu? Chiar dacă pe ei îi interesează. Cred că este un proces mult mai firesc decât pare. Pentru că în momentul în care ceea ce scrii conține adevăr, când ajungi la rădăcina poveștilor tale, la acele lucruri care te-au marcat, da, care au atins în tine niște zone sensibile care, da, care te-au marcat, ăsta e cuvântul, cred că deja pornești dintr-o zonă fertilă, dintr-o zonă care poate deveni relevantă. Și explorând din ce în ce mai mult acest teritoriu al poveștilor care pentru tine sunt importante, sunt relevante, cred că la un moment dat, sigur, părerea celorlalt este importantă, dar cred că tu la un moment dat ajungi să scrii ceva ce conține adevăr. Pentru mine asta înseamnă în primul și în primul rând o poveste relevantă. Ceva care conține adevăr pentru ceea ce suntem noi ca indivizi. Acum, știi cum e? Noi putem să avem idei, putem să avem trăiri, putem să, eu știu, tot ce ai spus tu până acum, dar e posibil să nu știm să le punem în pagină. Cum învață un om, în primul rând, să fie creativ? Există o sumedenie de cursuri de creative writing. În momentul de față, oamenii învață să fie creativi și, după ce ideea a venit, cum îl înveți pe om să pună în pagină? Poate că eu am idei bune, dar nu pot să scriu. Nu știu, am terminat în jumătate de pagină toată ideea pe care am avut-o. Ori un scenariu trebuie să însemne mai mult decât atât. Cum faceți acolo la curs? Da, cu siguranță înseamnă mult mai mult. O luăm treptat. Eu cred că fiecare dintre noi avem o doză foarte importantă de creativitate și cred că procesul este nu de a învăța să fim creativi, ci de a ne da voie să fim creativi. Să nu ne fie frică de asta și nici rușine până la urmă, pentru că poate mă gândesc, dom'le, ce scriu eu nu-i bine. Da, cred că e foarte important să învățăm să ne ascultăm. Așa. Și să ne privim propriile povești cu respect, cu empatie față de noi înșine, cu atenție. Cred că atenția e foarte importantă pentru ceea ce suntem. Și sigur că antrenând această creativitate narrativă, că despre asta este vorba în ultimă instanță, da? Despre antrenament, da. Da, să-ți dai exercițiul, voie, da? Și apoi să antrenezi această capacitate. E ceea ce noi facem, practic, pe parcursul la aproape 3 luni de zile. Spunem povești, învățăm să le spunem într-o anumită structură, într-un anumit format. Există și o serie de reguli pe care, evident, trebuie să le știm, pe care să le combinăm cu ceea ce spuneam mai devreme, cu creativitate, da. Și cu... Există o tehnică a scrierii scenariului, perfect. Sigur că da, dar apoi există ceea ce se numește structură, există construcția de personaje, există reguli care țin de scrierea unui dialog, da? Și practic noi explorăm încet, încet toate aceste aspecte, iar la finalul celor 3 luni de zile, cursanții au 2 luni, să scrie efectiv, să aplice ceea ce au învățat, să scrie efectiv scenariul. Iar la capătul celor 2 luni mai avem un ultim modul în care alegem o secvență cheie din fiecare scenariu și le jucăm. Da. Așa. Lucru care la cursul de anul trecut a fost absolut uimitor. A fost o experiență absolut incredibilă pentru că nu doar că a fost foarte emoționant ca fiecare cursant să vadă ceea ce a scris pe viu, da? Acele secvențe erau și extraordinar de puternice, de încărcate emoțional și cumva a funcționat
n-aș folosi mult să ai cuvântul terapeutic, dar dacă aș găsi un moment ăsta un cuvânt mai bun, l-aș alege pe cel înalt. Ce înseamnă un scenariu cu potențial cinematografic? Pentru că toată lumea care scrie scenarii, până la urmă asta își dorește, nu să bage scenariul într-un sertar și să pună deasupra alt scenariu și așa mai departe. Ce înseamnă potențial cinematografic și ce-i înveți pe cursanți la curs? Care sunt, nu știu, 3, 4, 5 lucruri pe care ei le învață efectiv acolo? Cum e structurat cursul, dacă vrei? Primul lucru care îmi vine pe care aș vrea să-l spun este că potențial cinematografic înseamnă o dimensiune vizuală puternică, memorabilă. Apoi înseamnă personaje memorabile, personaje vii. Practic, cumva ceea ce îmi doresc de fiecare dată e ca povestea aceea să trăiască, să fie vie. Restul se poate lucra. Da? Cât despre metodele sau temele sau cum să spun... Temele... sunt menite să aducă la suprafață, cum spuneam, acele povești importante din trecut. Perfect. Da? Să le exploreze, să vadă. Asta e un lucru foarte important pe care noi îl facem la curs, să cumva să schimbăm punctul de vedere asupra poveștii respective. Pentru că noi de foarte multe ori privim povestea, o poveste care ne-a marcat din poziția de victimă. Uite ce am pățit, uite ce mi s-a întâmplat. Da. Ori, ca să poți să scrii, cel puțin în formatul ăsta de scenariu, e foarte important să ieși din postura aceea și să-ți privești trauma, ca să zic așa, drama, să o privești cu ochi de povestitor, să o privești obiectiv. De la distanță. De la distanță, da. Mai avem un singur minut maximum din discuția noastră. Vreau să-mi spui așa, te rog, ți se pare mai greu să scrii un scenariu de lung metraj sau un scenariu de scurt metraj, având în vedere că la scurt metraj ai mult mai puțin timp să spui o poveste? Cum e mai complicat? Sau depinde de fiecare? Nu știu. Indiscutabil aș spune că lung metrajul e un proiect mult mai amplu care îți cere... Da, ambele pleacă de la o idee. Până la ambele urmă. Pleacă de la o idee, dar... scurtmetrajul este, ca să zic așa, o picătură de adevăr. E o... Și nu e greu de extras această esență dintr-o mare de, nu știu, de informații, de... Nu e nici ușor. Nu e nici ușor. Sunt de acord cu tine, dar cred că în momentul în care înveți și lucrul ăsta devine reflex, e mult mai simplu, e mult mai simplu să... decât un lungmetraj care înseamnă un proces care uneori durează ani de zile. Un lungmetraj, dacă un scurtmetraj, dacă știi să scrii un scenariu, îl poți scrie și într-o zi sau două sau în câteva zile. La lungmetraj procesul e mult mai complex. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit, am învățat cu toții de la tine. Acum avem la ce să ne gândim cam cum să scriem un scenariu și dacă nu ne descurcăm, venim și te întrebăm și ne înveți. Îți mulțumesc foarte mult! Cu mare plăcere! O inițiativă inedită e menită să-i atragă pe tineri spre literatură prin intermediul unei întreceri de creativitate. Așa poate fi rezumat proiectul inițiat de Radio România Cultural, care a organizat un concurs pentru adolescenți cu ocazia Zilei Autorului European. Festivitatea de premiere a avut loc la București, la Muzeul Național al Literaturii Române. Tradusă în peste 300 de limbi, povestea fantastică Micul Prinț a romancierului francez Antoine de Saint-Exupéry este una dintre cele mai răspândite din lume. Acum ea a devenit subiectul unui concurs sub titlul Lumile imaginare ale generației Z. Elevii înscriși în competiție au avut de pregătit un scurt film având ca subiect un fragment din cartea autorului de la cărui dispariție se împlinesc anul acesta 8 decenii. Sub semnul Micului Prinț al lui Antoine de Saint-Exupéry s-a desfășurat concursul care a definit lumile imaginare ale generației Z. Evenimentul este descris ca o competiție pentru elevii de liceu, școală profesională și școală post-liceală, prilejuită de Ziua Autorului European. Este o inițiativă a postului public de Radio România Cultural și a Agenției Naționale Erasmus Plus în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române, acolo unde ne aflăm în momentul de față și unde va avea loc premierea câștigătorilor.
Ideea a pornit de la sponsorii Radio România Cultural, sponsori care ne oferă cu generozitate lună de lună cărți pentru publicul ascultător. Și așa că ne-am gândit să îl oferim și altor categorii de public, nu numai celor care ascultă postul atât în FM cât și în online, ci și celor care învață la ora actuală, merg la școală, drept pentru care o parte dintre cărți au mers către Biblioteca Județeană din Zalău, către Colegiul Tehnologic Horea din Marghita, județul Bihor, către Muzeul Național al Literaturii Române și săptămâna viitoare vor poposi și la o școală gimnazială din Ferentari, București. Concursul a avut loc în luna martie din acest an, timp în care elevii înscriși au pregătit un film de scurt metraj bazat pe un fragment din cartea Micul Prinț de Antoine de Saint-Exupéry. Evenimentul a omagiat 80 de ani de la moartea autorului. Au avut posibilitatea să participe elevi de liceu din toată țara. Avem 4 finaliști și 4 premianți, 4 instituții premiate. Ei sunt mai mulți premianți pentru că au concurat în echipă și au fost îndrumați în fiecare școală de către un profesor. O mențiune a plecat spre Liceul Teoretic Vlad Țepeș din Timișoara. Liceul Tehnologic Nicol Bălcescu din Oltenița Călăraș se poate mândri cu premiul al treilea, Liceul Teoretic Ion Barbu din București cu premiul al doilea și Colegiul Economic Costin C. Chirițescu din București a fost distins cu premiul întâi. Ziua Autorului European reprezintă o inițiativă din 2023 a fostului Comisar European pentru Educație, Cultură, Multilingvism și Tineret, Maria Gabriel, în prezent Ministru de Externe al Bulgariei. Această zi reunește autori cunoscuți, traducători, sesiuni și concursuri de lectură, cu scopul de a reconecta generațiile mai tinere la obiectul cărții și de a le semnala faptul că literatura este un instrument de libertate personală. Moartea și viața lui Bulă sau mitul identitar român. Așa se numește proiectul nostalgic sub forma unei reîntoarceri către cultura bancurilor românești. Intenția este aceea de a aduce un ultim omagiu acestei lumi aflate în declin, în urma inventării noului umor apărut pe rețelele locale și globale. Spectacolul reprezintă o coproducție, Asociația Iota și Teatrul Masca. Textul este semnat de Alexandru Ivănoiu, iar regia îi aparține lui Alinu Berti. Publicul nostalgic sau cel mai tânăr este așteptat la teatru în primele zile ale lunii aprilie. Iar alături de noi se află Catinca Drăgănescu, managerul interimar al Teatrului Masca, și Alexandru Ivănoiu, autorul textului piesei Moartea și viața lui Bulă sau mitul identitar român. Bună seara! Bună seara! Mă bucur că te-ai întors, mă bucur să te cunosc, vă mulțumesc că ați venit la Jurnalul Cultural. Dar acum, eu am o întrebare. Ce s-a întâmplat cu Bulă? Moartea și viața lui Bulă? Păi din păcate domnule, am descoperit că e cam pe moarte și am găsit această formă, credem noi, specială și frumoasă de a-l omagia și de a-l duce pe ultimul drum. Dar de ce moartea și viața și nu viața și moartea? Pentru că pornim cu moartea. Așa. Adică pornim cu parastasul, pornim cu pomana, pornim cu priveghiul. Nu pot să cred. Da. Așa. Nu pornim cu nașterea. Pentru că nașterea o facem cu toți în fiecare seară la un șpriț. Îl tot naștem pe Bulă. Asta așa. Știm să facem. Așa. Dar nu știm să-l omorâm. Dar stai un pic, zi-mi așa, când a fost momentul ăla în care tu te-ai gândit în calitatea ta de dramaturg că a venit momentul să scrii ceva despre viața sau mai degrabă moartea și viața lui Bulă? M-am gândit foarte mult, eu mă tot gândesc în textele mele la lucruri foarte imediate, foarte din jurul așa. Meu. Clădirea, adică ultimul text pe care l-am scris, a pornit de la dispariția cartierului Uranus. Mă tot gândesc la ce e al meu lângă mine și sunt un om care râde mult, adică mă distrez, fac glume și nu, în ultima perioadă mă întreb unde e limita. Așa. Care mai sunt glumele pe care le pot face? Care sunt glumele pe care nu le pot face și ce spun glumele despre mine. Și de aici ne-am dus către Bulă pentru că el nu are un autor. Nu putem să-l asociem cu Caragiale. Noi suntem, noi toți. De aici suntem acești autori. Ce spune viața lui Bulă despre noi și în cazul ăsta ce spune moartea lui Bulă despre noi astăzi? Ce spune, doamna directoare, nu vă supărați?
găzduiți acest spectacol. Cum ați primit ideea? Eu sper că mai mult decât găzduim. Cred că suntem parteneri și ne asumăm spectacolul ăsta. Și o să vă întreb imediat dacă v-ați gândit să-l găzduiți permanent în repertoriu. Răspund ferm, da. Perfect. Da. Așa. Deci la sfârșitul lui iunie, următoarea etapă de lucru, vă invităm la premieră. Dar până atunci eu zic așa, mie ce mi se pare extraordinar la spectacolul ăsta e că chestionează din perspectiva unei generații deseori caracterizată ca fiind dezinteresată de ce se întâmplă în jur, această generație snowflake despre care vorbim, despre niște probleme identitare. Adică întrebarea este, așa cum o zic ei, ce zice despre noi ca români. Ori mie mi se pare extraordinar că această generație pe care noi o asociem în mod evident cu genul ăsta de chestionări adresează real și onest o întrebare nu numai autoreflexivă, ci reflexivă la modul general. Cred că din perspectiva a diferențelor dintre generații, spectacolul este provocator și vindecător în același timp. Adică el vorbește despre ce mai înseamnă azi că suntem români și relația asta noastră duală, de fapt, cu românismul și în același timp despre această temă care este tema generațiilor, identitatea. Deci e o chestiune cât se poate de serioasă la mijloc. Da, cu foarte mult umor. Da, cu foarte mult umor, bineînțeles, păi ăsta e subiectul. Cu foarte mult umor. Acum, știți ce să-mi spuneți voi mie? Din distribuție fac parte actori foarte tineri, care joacă personaje fictive de acum, nu știu, 40 de ani, 50 de ani. Acești actori foarte tineri auziseră până în momentul acestui spectacol de personajele respective? Absolut, am crescut cu personajele acestea. Actorii au cam aceeași vârstă ca și mine, am 26, ei au 25-22 în acea parte și au trăit, adică, sigur, poate Păcală și Tândală nu mai sunt o referință, dar așa, Bulă, într-un fel sau altul, e o referință. Mereu au existat la Drum Lung, la mese, că există și o scenă despre un bunic și o nepoată, pe calea asta a bunicilor apar bancuri și le avem acolo în spate, numai că, și zicem foarte frumos ca Tinca, ne întrebăm ce facem cu ele și ce facem cu identitatea noastră privită din sensul ăsta al glumei. Mai spun bancuri cu bulă? Eu mai spun bancuri cu bulă, uneori. Mai sunt gustate ele? Că și asta e o problemă, că de spus putem să le spunem, dar mai râdem la ele? Sau ni s-a schimbat cumva umorul? Pentru că acum avem surse nelimitate de umor din toate părțile. Putem să ne alegem alt gen, ca să zic așa, corect, de umor. Dar conținem încă niște bulă. Absolut. Adică el nu s-a purificat din mentalul colectiv. Absolut. Exact pe aceeași pandant cu povestea cu comunismul. Chiar dacă este o generație născută după, încă în textura construcției lor există această chestie și cred că sunt una dintre ultimele generații care simte așa prezent în textura carnală aceste lucruri. Și cumva întrebarea e și proiectivă, adică e reflexivă vis-a-vis de cum am ajuns aici, dar și unde ne ducem mai departe. Până la urmă, universul ăsta al acestor bacuri e unul foarte agresiv și foarte violent. Și apropo de ce e caracteristic românesc, și asta o zic, uite, și Caragele și Pintilie, ca să aruncăm alte generații în joc, e bășcălia. Acest delir al bășcăliei specific nou, în ce s-a topit, în ce s-a metamorfozat, că suntem o societate ușor alienată. Umorul ăla totuși ținea o legătură vie, adică ne păsa, cumva transpărea. Ori pericolul acum că e o societate dezagregată și ok, ce punem în locul lui Bulă? Ce ne mai definește și cum poate fi asta oglindă? Și încă un layer, apropo de political correctness, și dacă mai putem, dacă bancul, dacă gluma mai poate funcționa ca un debușeu sau nu, și unde mutăm debușeul ăsta? Hai să ne întoarcem un pic la Bulă. Pe internet, Bulă e caracterizat în felul următor. Un important personaj fictiv al umorului românesc, în esență neserios și care ajunge frecvent în situații penibile, dar pe care le depășește cu succes. Acum, în spectacolul vostru se păstrează această, e valabilă această definiție? Da, dar cred că ce e mai important la Bulă din spectacolul nostru e acest Bulă la finalul vieții care știe cine a fost. Știe cine a fost pentru România, știe că este un erou național, dintr-un punct de vedere. El l-a putut critica pe Ceaușescu,
că el s-a descurcat și în stupiditatea lui a avut enormă genialitate. Și este acest, există o replică care mie îmi place mult, el este un zeu al cârpelilor. El nu reușește să iasă din aceste situații onest, privind logic lucrurile. Există machinațiile astea care îl fac pe el să se descurce. Ceea ce e o chestie pe care o simt și despre români. Mi se pare că românii se descurcă. Noi avem acest ne descurcăm, merge și așa. Și asta e perspectiva identitară a lui Bulă în spectacolul nostru. Mai sunt și alte trei personaje care... Aici voiam să ajung, la celelalte personaje și la, totuși, să spunem și cine sunt actorii care fac parte din distribuție. Actorii, și m-aș bucura să-i numesc eu, cred că sunt unii dintre cei mai talentați ai generației lor, Vlad Pânzaru, Tiberiu Zavelea, Maria Moroșan și Bogdan Iancu. Și joacă, după cum urmează Vlad, îl joacă pe Bulă. Maria Moroșan o joacă pe Alinuța, Bogdan Iancu joacă Iepurașul și Tiberiu Zavela îl joacă pe Ștrur. Spune-mi, e un spectacol greu din punctul tău de vedere? În ce fază sunteți acum cu spectacolul, cu repetițiile? Spuneai că în iunie o să fie... La sfârșitul lui iunie, așa o să încheiem noi această stagiune sus cu această premieră oficială. Spectacolul e provocator și n-are cum să nu fie provocator. Da. Nu e un spectacol care va stârni unanimități, ci e un spectacol care tocmai provoacă la discuție și dezbatere, ceea ce mi se pare foarte valoros. Tocmai de asta cred că am simțit cu toții nevoia acestei etape de laborator, pentru că e un spectacol care se joacă la percepție, adică întâlnirea cu imaginarul, mentalul colectiv al diverselor generații prezente în sale e important. Pentru ei e important să vadă cum reacționează oamenii și ce se întâmplă în interiorul acestei chestii. Dar în același timp, cred că e un spectacol care articulează, din punctul meu de vedere, un manifest foarte puternic de generație. Adică cred că merită văzut în tumultul tuturor acestor discuții despre tânăra generație. Sunt multiple cazuri de presă active în acest moment. Se pun foarte ușor etichete. Ne dăm unii altora în cap, nu ne mai regăsim unii cu alții. E un spectacol din ăsta care pune frontal pe asta aceste probleme și dă un insight nou tuturor în ceea ce îi preocupă pe cei care până la urmă înseamnă viitorul și mai departe, mi se pare foarte important. Sunt foarte curioasă. Sper să vină oameni din toate generațiile. Noi acum am văzut foarte mult generația lor prezentă. E clar că ei se regăsesc. E ceva acolo foarte puternic cu care oamenii empatizează. Se creează așa un cor aproape tragic. Asta e experiența de aseară. Și e minunată chestia asta, că ei exprimă mai mult decât pe ei însăși. Sunt de acord cu Alex că sunt niște actori și întreaga echipă e foarte talentată. Deci asta este un disclaimer important. Merită de văzut viitorul teatrului românesc, că nu e nici pe departe de a fi mort și îngropat, ci ăla este foarte, foarte viu. Și e foarte, foarte viu pentru că ei au curajul să facă altceva. Și de asta și noi, Teatru Masca, am venit în întâmpinarea lor și vrem să-i susținem. Pentru că spectacolul ăsta, ceva similar cu el nu există pe nicio scenă din România în momentul ăsta și mi-o asum eu, că o zic. Bun, text am stabilit, actori am stabilit. Mai avem scenografie, mai avem muzică, mai avem lumini. Cum e spectacolul din punctul ăsta de vedere al tuturor celorlalte elemente? Și mai avem 2 minute din discuția noastră. Sigur că da. Alinu Berti este regizorul spectacolului, da. Cosmin Stancu este scenograful și Vlad Furtună semnează coreografia. În ceea ce privește dimensiunea sonoră, ea cred că tot un autor popular are. Sunt anumite melodii interpretate sau reinterpretate, dar plasarea lor este o glumă, este o satiră în sine. Dar a fost făcută la nivel de grup, nu există un sound designer efectiv. Lumini, totul, atmosferă, totul pus la punct, perfect funcționează. Noi tot explorăm asta. Aseară s-a creat ceva foarte interesant. Am pus multă lumină pe spectatori. Așa. Și s-a creat această atmosferă de arenă. Nu doar că mă uitam la spectacol, mă uitam și la colegul din rândul 14. El, să văd ce zice el, râde la asta, el nu râde la asta. Nu e un spectacol care se întâmplă, eu sunt în beznă, sunt protejat și mă uit la ceva de acolo și la final discut despre asta. Nu, mă uit în ochii altui spectator. Deci toată lumea participă și există această... Și tu, ca dramaturg, e important probabil să vezi reacția spectatorilor. Este incredibil de stresant.
în primul rând, dar da, mă uit constant, mă uit la spectacol, mă uit la spectatori. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit, trebuie să ne oprim aici, reveniți la Jurnalul Cultural și mai povestim despre proiectele fiecăruia dintre voi. Succes și vă mai aștept! Mulțumim! Și noi mulțumim! Atât pentru astăzi, vă mulțumesc tuturor celor care ne urmăriți. Ne revedem mâine seară la aceeași oră 21 pentru un nou jurnal. Până atunci, rămâneți cu programele TVR Cultural. Numai bine!